Mai mulți copii beneficiază de plasament de zi și de plasament temporar în centru comunitar din Glodeni. Potrivit angajaților aici, copiii beneficiază de dejunuri și prânzuri calde, excursii, dar și alte activități distractive. Toate cheltuielile pentru plasamentul de zi și temporar sunt din banii alocați de Consiliul Raional. Odată cu sosirea vacanței vine și grija părinților pentru copiii săi, în special atunci când ei se află la muncă. În acest sens, centrul comunitar a decis să vină în ajutorul părinților angajați în câmpul muncii, astfel ca copiii să petreacă timpul în siguranță. Administrația centrului organizează diferite activități pentru copii, așa încât aceștia să se distreze și să se odihnească cât mai vesel. Plasamentul pe 10 zile la solicitarea părinților, deoarece părinții care sunt plecați, care se află la muncile câmpului și practic ei rămân acasă fără o stăpânire oarecare sau fără cineva care să-i supravegheze. Avem 14 copii în plasament de zi, adică de la ora 9 până la ora 16. Copiii se distrează, sumele care sunt la moment sunt atribuite, toate cheltuielile sunt suferite sau suportate de Consiliul Raional și bugetul de stat. Plasamentul de zi avem dreptul până la 40 de copii, este pe toată perioada de vară. Plasamentul de zi poate urma atât în urma îndreptărilor din cadrul asistenței sociale, cât în urma adresărilor directe a părinților. Dacă copiii sunt fără supraveghere, limita de vârstă este între 7 și 15 ani. La copii le place, la băieți în special, le place mai mult sportul, adică tenisul, că avem masă de tenis, sala de sport. La fetele mai mult la noi sunt cu croșetatul, cu quilling-ul, adică ergoterapie din hârtie. Povești terapeuți și cu ăștia mai micuți tot aplic. Teste, psihodiagnostic. Copiii sunt bucuroși că au oportunitatea să-și petreacă timpul în centru. Îmi place și interesant, îmi place să mă joc, să fac sport. Am fost la excursie, am prins pește. Aici mă uit la gemate, mă joc. Foarte îmi place aici, deoarece este interesant. În fiecare zi distracții noi, diferite lucruri pe care noi le iubim să le facem. Centrul comunitar invită copiii de toate vârstele să vină la centru, iar părinții care vor ca copiilor să beneficieze de plasament trebuie să scrie o cerere în acest sens.